O zi pe an fără circulația mașinilor în oraș, ce părere aveți? Nu se poate așa ceva, e imposibil. Măcar, nu știu, pentru antipoluare. Nu se poate, n-am cum să gândesc așa ceva. O zi să n-ai voie să conduci, ce părere ai? Ar fi okay. Cred că ok ar fi. Ce părere ai? Nicio părere. Adică ai fi de acord? Da. Da? Da. Salut, ce părere ai dacă o dată pe an ar fi interzisă circulația mașinilor? Foarte bun, în Ploiești? În Ploiești, da. Da, o dată pe lună ar fi mers. Și ce îi faci în ziua respectivă? Cum te-ai deplasa? Aș merge pe jos, m-aș lua un autobuz, mi-aș face chestiile de așa, necesare maxim, da? Aș lăsa pentru ziua următoare ce necesită cu mașină. Și care ar fi ziua aia din an pe care ai vrea să o ai liberă, fără mașină? În timpul săptămânii? Oricând vrei tu. Într-o miercuri. Ar fi de acord. Super. Și ce îi faci în ziua respectivă? Aș merge pe jos. Și care să fie ziua din an care să fie fără mașini? Nu știu, 1 decembrie. Duminica, da, să fie liniște, să ne odihnim cu toții. Și cum v-ați deplasa? Pe jos, mai multă mișcare. Văd că aveți și copilași și mașină, da, pe jos, da? Da, pe deci n-ar fi o problemă. Da. Și ar fi o inițiativă bună asta? Eu zic că da, Da? Okay. Fără mașini, fără circulație, să fie interzisă, ce părere ai? Perfectă. Ar fi super. Foarte rău. De ce? Pentru că e totul. Noi fără mașină nu existăm. Să fie 365 de numai o zi. Ar fi bine. Da. Foarte bine. Cu ce v-ați deplasa? Păi, o mai luăm și pe jos, dar e foarte aglomerație prin oraș. Și ceilalți oameni care de obicei sunt dependenți de mașină, ce ar face? Să meargă și ei cu tramvaiul. E foarte bună. Că n-ar mai fi atâta poluare. E excepție. Să meargă așa. Și cu ce facem naveta? Păi jos, ca să mai facem un pic de sport. Păi nu-i corect? Am făcut 20 de ani naveta cu bicicleta. Valea Călugărească, Lucoil. Sâmbăta să fie interzise, fiindcă traficul e foarte aglomerat și e multe mașini pe zona Ploieștiului. Și crezi că ar face un bine? Ar face un beneficiu comunității, că sunt și atâtea persoane de copii minori cu motociclete, cu scutere, care deranjează foarte mult traficul rutier. Și eu am permis de conducere și aș fi de acord cu o nouă lege pe baza acestui criteriu. Și cu ce te-ai deplasa dacă ai vrea să ajungi din punctul A în punctul B? Ținând cont că faptului, pentru că în cursul săptămânii ne deplasăm numai cu autoturismele, ar fi ideal ca să mai facem o pauză în weekend. N-am o părere bună. Vă ascult. Pentru că omul circulă atunci când are nevoie și cât are nevoie, da? Nu circulă nimeni cu mașina ca să se afle în treabă. Așa că e inutilă legea. Și eu cred că oricum n-ar respecta-o nimeni sau ar găsi o soluție. De exemplu, până în 89, când se circula cu soț și fără soț, eu mi-am cumpărat două mașini. Una cu soț, una fără soț. Întrebare scurtă de tot. Dacă s-ar da o lege în România prin care o dată pe an să fie interzisă circulația mașinilor, cum ar fi? Bună. Da. De ce ar fi bună? Păi ne-ar mai, nu știu, ne-ar ajuta. Am fi și noi mai liberi, am ieșit pe, să ne plimbăm. Pe părerea mea, să se analizeze situația mai concret și să voteze mai multe persoane, să ajungă la un rezultat. Viața are prioritate, prea multe accidente, prea multă viteză. Și pauza asta, cu ce crezi că ne-ar ajuta? Pauza asta ar mai reduce din zgomot, din combustibil, din poluare chiar. O zi pe an în care să fie interzisă circulația mașinilor în România? Eu le-aș interzice în toată ziua. În fiecare zi. Pe fiecare zi, sănătate, numai bine. Ar fi perfect. Care explicație? Pentru că s-ar mai reduce poluarea. S-ar reduce poluarea? S-ar reduce poluarea, s-ar reduce emisiile de gaze, s-ar fi benefic pentru natură. Noi pleștini am reușit să facem treaba asta, să lăsăm mașinile acasă pentru o zi? Dacă s-ar învece și în parcul auto al RATP-ului, s-ar putea. Ar fi o soluție, nu-i greu de îndeplinit. Cât e scorul? Egal. Cine bate? Amândoi. Bun. O dată pe an, o zi pe an, să fie interzise mașinile, circulația mașinilor să fie interzise. Ce părere aveți? Sunt de acord cu treaba asta, da. Eu am mașină și nu e o problemă. Pot să stau o zi pe... Pe an? E puțin. Ar fi o idee bună, s-ar scădea un pic poluația în oraș. Da.
În principiu e o idee bună. Și ai putea? Adică, nu știu, tu presupun că ești șofer. Da, sigur, de ce nu? Și... o zi nu moare nimeni. Și cum te-ai deplasa în ziua respectivă, tu fii independent de mașină? Păi, pe jos, că na, facem spor, nu? Da, e foarte bine. Da, puteți să se intensific. Ce să vă detaliez? Ce avantaje credeți că ar putea să fie din povestea asta? N-ar mai fi aglomerația asta pe stradă. Și nici poluarea, mă gândesc. Și mai ales poluare. Păi și asta ce-ați face cu locul de muncă? Am eu o zi de concediu. Foarte prost. Vă văd că mergeți cu bicicleta. Păi da, da. Nu, că pătesc altceva pe drumul. Ar fi bine pentru poluarea asta. Adică ar fi mai puțină poluare. Da. Și care să fie ziua respectivă? Măcar duminica, când mai este lumea la plimbare. Părerea mea este atunci când este revelionul. Ca să putem ieși toți pe stradă și... Deci atunci ar fi cel mai ok. Da. Ar fi o zi frumoasă, deoarece mașinile poluează. Ar fi o zi în care lumea ar merge pe jos și ar face lucruri noi, pe care zi de zi nu le face. Poluarea este, mai ales în Ploiești, este un factor general. Numărul mașinilor s-au înmulțit. Nu știu ce să zic, e necesar. Dar crezi că ar putea exista? Adică s-ar putea mobiliza oamenii? O zi pe an. O zi pe an? O zi pe an ar fi ok, da. O idee foarte bună, mi se pare ceva normal. Și mai mult de atât. Cred că nu ar fi chiar indicat pentru cetățenii de rând, care o folosesc ca un mijloc de transport propriu. Nu știu, așa zic. Nu știu dacă ar fi chiar, ar fi la sentimentul cetățenilor. Așa, cred că am putea să ne lipsim o zi de mașină. Nu cred că ar fi chiar așa greu, dar cred că marea majoritate a oamenilor nu ar accepta așa ceva. Ar fi bine? Ar fi bine. Cum v-ați deplasa în ziua respectivă? Cu alte mijloace de transport. Chiar și pe jos? Sper ok. Chiar și pe jos. Mai ar fi perfect. Ce-i face în ziua respectivă? M-aș plimba cu bicicleta. Sau cu copilul. Crezi căruțul. Că ar reuși ploieștenii, să zicem, să se mobilizeze? Să... Nu cred. Nu? Nu. Nu văd. Nu cred, pur și simplu. Și ce avantaj ar fi pentru povestea asta? Ce crezi că s-ar întâmpla bine pentru societate? Păi, primul, să facă lumea mișcare, poluarea și cam atât. E chiar benefică, ca să nu mai fie aerul atât de poluat. Să fie și mai liniște și... Și cu ce v-ați deplasa? Dar poate nu plec în ziua aia. Ce-ați face într-o zi în care nu circulă mașinile? Am de citit, am treabă în casă, nu stau degeaba. Credeți că ploieștenii ar putea să se mobilizeze, să înțeleagă o astfel de lege și să o accepte spre beneficiul lor? Cred că da. Nu cred că sunt atât de încăpățânați ca să nu accepte. E mai greu pentru cei care se deplasează numai cu mijloacele de transport personale. Care să fie ziua respectivă? Indiferent, vara mai mult, e cald și poate să meargă toată lumea pe jos.